Tocmai te-ai angajat ca spălător de geamuri în New York. Felicitări, este o profesie onorabilă. Desigur, ești în situația în care sfidezi moartea cu un salariu de minim $12 pe oră. Dar chiar dacă nu ești foarte apreciat, jobul tău este vital, măcar menții transparența față de guvernele pe care le știm. În prima zi, trebuie să faci față unei provocări destul de grele. Trebuie să cureți geamurile etajului 47 al unui zgârie nord din New York. Să sperăm că nu ai frică de înălțime. Dar în timp ce ești ocupat să speli cu pronto geamurile, se întâmplă ceva dezastros. Îți pierzi echilibrul și cazi de la 144 de metri pe o suprafață care nu iartă astfel de greșeli. Cu toate acestea, ai supraviețuit, vei putea spăla geamuri și în altă zi. Pare un scenariu destul de improbabil, nu? Dar acest lucru chiar i s-a întâmplat veteranului în spălat geamuri Alcides Moreno în anul 2007. O să-ți spun povestea incredibilă a omului care a supraviețuit într-o situație din care aparent era imposibil să scapi cu viață. Vom vorbi mai întâi despre Moreno. Acesta a ajuns din Ecuador în America la începutul anilor 1990 alături de soția sa Rosario și de cei trei copii. El este un om implicat într-adevăr în munca sa și pe lângă asta este și încântat de ceea ce face. Atunci când a fost intervievat despre profesia sa după incidentul care l-a marcat pe viață, acesta a spus: "Iubeam să văd geamurile strălucind, îmi plăcea apa și săpunul și felul în care storceam cârpa, începeam de sus și curățam tot până jos. Chiar iubeam să fac acest lucru." Datorită mentalității sale pozitive și împreună cu fratele său de 30 de ani, Edgar Moreno, aceștia s-au aventurat pe clădirea de apartamente Salou Tower din partea de est a Manhattanului. O clădire de 50 de etaje și 210 metri înălțime, o structură formidabilă cu toate că este doar a 71-a cea mai înaltă clădire din New York. Frații Moreno au urcat cu liftul până la ultimul etaj fiind echipați corespunzător. Acoperișul era extrem de amețitor chiar și pentru cineva foarte experimentat în acest job. Temperatura era foarte rece, iar aerul era foarte rarefiat, dar toate aceste lucruri nu reprezentau nimic ciudat pentru acest tip de job, așa că aceștia au continuat. Alcides și Edgar Moreno s-au urcat pe platforma lată de 5 metri și grea de 566 de kilograme și s-au pregătit pentru o altă zi cinstită de muncă. Totuși, aceasta nu a fost o zi ca oricare alta, un dezastru înfricoșător urma să se întâmple. Cei doi frați s-au urcat pe platformă, au uitat să-și pună mai întâi echipamentul de protecție, iar cablurile puternice care mențineau toată operațiunea în siguranță s-au slăbit. Mai întâi cablul de pe partea stângă, partea pe care se afla Edgar Moreno, s-a desprins, iar platforma s-a răsturnat de tot pe acea parte, aruncându-l pe Edgar. Din păcate, aceasta nu este o poveste motivantă despre cum doi frați au supraviețuit unei situații teribile. Edgar a căzut de la 144 de metri, atingând viteza de 193 de km pe oră înainte să se prăbușească pe o alee îngustă. Acesta a aterizat pe un gard de lemn și a secționat corpul în două și a murit instant. Moartea lui Edgar este una dintre cele 420.000 de morți anuale prin cădere. Este unul dintre cele mai uzuale accidente care se pot întâmpla, dar Alcides nici măcar nu a avut timp să proceseze acest lucru, mintea lui fiind concentrată asupra iminentei sale morți. Partea cealaltă de schelă s-a slăbit la rândul său și s-a prăbușit ca o cometă. Cu toate acestea, în comparație cu sfârșitul tragic al fratelui său, acesta a fost găsit în viață de către echipa de pompieri, zăcând printre bucățile de metal care erau odată platforma de spălat geamuri. Ghemuit și cu degetele strânse de platformă, acesta a reușit cumva să supraviețuiască fără să-și zdrobească capul. Conform spuselor martorilor, Alcides putea chiar să stea în picioare. Primii martori au fost la fel de uluiți precum erau de înspăimântați, iar Alcides încă era în mare pericol. Poate că acesta supraviețuise căderii, dar nu era foarte departe de moarte. Deși a fost cu siguranță mai norocos decât fratele său, rănile sale erau destul de grave și destul de mari. Alcides a suferit o leziune traumatică la cap care l-a lăsat cu leziuni cerebrale, precum și leziuni la nivelul gâtului, coloanei vertebrale, pieptului și al abdomenului. Acesta avea de asemenea fracturi la nivelul brațului drept, la nivelul coastelor și la ambele membre inferioare.
se afla practic pe o muchie de cuțit. Pompierii l-au transportat cu grijă la un spital din apropiere la 4 blocuri distanță. În momentul în care a ajuns la spital, a primit tratament intensiv pentru rănile sale. A fost pus într-o comă indusă în timp ce medicii i-au redus inflamația gravă de la nivelul creierului. Aceștia i-au secționat abdomenul pentru a reduce presiunea de pe organe, a primit o transfuzie de 24 de litri de sânge din donații, care este aproape de 2 ori cât volumul său sanguin. Dar tratamentele nu s-au terminat aici. Acesta a primit și 9 litri de plasmă, trombocite și un medicament anticoagulant pentru a reduce hemoragiile. Acesta a făcut și o traheotomie, precum și 9 intervenții ortopedice diferite. Condiția lui Alcides a fost atât de fragilă încât medicii nu l-au putut transporta în sala de operație. Mai târziu, discutând despre natura procesului de vindecare, medicul Herbert Pardes, președintele și CEO-ul Spitalului Presbyterian din New York, a spus la acea vreme: "În cazul în care ați căutat o minune în medicină, aceasta se pretează cu siguranță." Iar medicul Pardes nu a exagerat deloc. Conform șefului de chirurgie de la acel spital, și anume medicul Philip Berry, rata de mortalitate la căzăturile de la cel puțin 3 etaje este de 50%. Dacă vorbim de 10 etaje, rata de supraviețuire este aproape inexistentă. Alcides a fost cu siguranță excepția completă de la aceste statistici. Acesta a reușit într-un final să vorbească pe 7 decembrie 2007 cu soția sa Rosario, care i-a ținut companie tot timpul. Totuși a putut să deducă moartea fratelui său. Cu toate acestea, Alcides a fost norocos că se afla în viață. După câteva operații pe coloană și câteva operații de reconstrucție abdominală, el și-a revenit aproape în totalitate. În mod normal, autoritățile au cercetat cauza producerii acestui accident. Supraveghetorii cazului au aflat că platforma și cablurile nu au fost întreținute corespunzător de-a lungul timpului, iar cablurile noi monitorizate responsabile de prăbușirea platformei nu au fost atașate corespunzător pe clădire. A fost combinația perfectă pentru un scenariu tragic. Inițial, investigatorii au acuzat parțial și pe frații Moreno, susținând faptul că din cauza că nu au purtat cablurile de protecție, acest lucru îi face oarecum culpabil pentru ceea ce s-a întâmplat. Totuși, acest raționament a fost lăsat deoparte pentru că aceștia nu au putut dovedi dacă frații Moreno doar testau platforma înainte să se echipeze corespunzător. Hai să ne întoarcem la povestea noastră. Întrebarea care se află în mintea tuturor la momentul actual este cum de a reușit Alcides Moreno să supraviețuiască unei căderi de la 144 de metri de la etajul 47 al clădirii Sallow. Răspunsul este încă neclar, mulți doctori spun că în asemenea condiții acesta trebuia să moară de mult. Dar totuși câteva posibilități se pot găsi în știință și în antrenamentul de bază al lui Moreno de spălător de geamuri. Atunci când a fost întrebat de ce el credea că va supraviețui accidentului, acesta a răspuns că a fost instruit să stea întins pe platformă și să se agațe de ea în timp ce se prăbușește. Suprafața mai mare de care s-a agățat Alcides la acel moment probabil a oferit o rezistență la aer care a încetinit aterizarea în comparație cu fratele său. Suprafața mică a lui Edgar l-a propulsat direct ca un glonț cu rezistență redusă. Fizica rezistenței la aer i-a oferit o șansă împotriva forțelor gravitaționale. Unii au speculat că platforma s-a lovit de o clădire vecină încetinind căderea, deși acest lucru nu a fost dovedit niciodată. Platforma în sine probabil că a acționat ca un fel de amortizor între forța de cădere și corpul lui Alcides, distribuind forțele în mod egal chiar și asupra corpului său. Edgar, pe de altă parte, a recepționat toată forța și s-a prăbușit pe un gard tăios, leziunile fiind catastrofice. Alcides și Edgar sunt exemplele potrivite pentru scenarii ideale și tragice cu privire la căderile fără parașută. Putem analiza câteva exemple similare ca să vedem cum poate supraviețui cineva la o asemenea căzătură. Joshua Hansen, un proprietar de bar din Wisconsin, s-a prăbușit beat peste un geam dintr-un hotel din Minneapolis cu 7 etaje. El s-a ales cu un picior rupt și un colaps pulmonar, dar a plecat acasă în stare bună după o săptămână. Și acesta este un miracol, dar Alcides a prăbușit de la 40 și ceva de etaje, deci sunt greu de comparat cele două situații. În mod asemănător, Tim Stilwell încă se simte bine după căzătura de pe acoperișul său din 2013. Prăbușirea sa a fost întreruptă de o clădire vecină, supraviețuind doar cu câteva oase rupte.
deși un răspuns concret științific ar fi mult mai satisfăcător decât menținerea misterului, cel mai important factor în supraviețuirea oricărei căzături este norocul pur. Nu există un motiv concret, rațional, pentru care Alcides Morena a supraviețuit prăbușirii sale de la etajul 47, uimind pe toată lumea, oameni de știință, medici și martori. Alcides și Rosario au atribuit norocul milei lui Dumnezeu datorită faptului că Alcides nu a dorit niciodată răul nimănui, conform spuselor soției sale. În urma accidentului, Edgar Morena a fost îngropat în țara natală, Ecuador. În următorii ani, Alcides a chinuit cu vina că el a fost cel care a supraviețuit. Acesta a fost apropiat de fratele său toată viața, iar amândoi au locuit împreună în New Jersey și au format o echipă chiar de la începutul anilor 1990. Alcides a spus: "Pierderea lui a fost imensă pentru mine, cred că nu a mai fost în apele mele în ultimii 3 ani. Atât mi-a luat să accept faptul că a murit. A fost precum pierderea unui copil, pentru că era mai mic decât mine." Deși nimeni nu a putut să-l aducă pe fratele său înapoi, a obținut măcar dreptate financiară de la compania care i-a cauzat moartea. Nefavorizând implicarea fraților în propria tragedie, un judecător suprem din Manhattan a decis în favoarea lor că firma Tractel, compania responsabilă pentru instalarea echipamentelor de siguranță pe platforma de spălare a geamurilor, a fost de vină. Acesta a afirmat că și clădirea sală a fost responsabilă de asigurarea unor măsuri de siguranță inadecvate. Ca urmare, Alcides a ieșit din proces cu o sumă imensă de bani. Alcides Morena s-a mutat de atunci în Phoenix, Arizona, unde a făcut și al patrulea copil cu soția sa, Rosario. Morena spune că aerul uscat și cald din Arizona este potrivit pentru oasele sale, deși încă este dor de oamenii din New York. Acesta nu mai profesează din motive medicale și a susținut că nu are o frică de înălțime din cauza incidentului. Privind în trecut, Alcides a spus: "Am toate aceste cicatrici pe corp și din cauza leziunilor de pe spate nu pot să mai alerg, pot doar să merg. Nu mai sunt la fel ca înainte, dar mulțumesc Domnului că pot să merg, este o minune pentru mine." Dar Alcides s-a făcut folositor. De la accident, acesta a ajutat elevii să meargă la facultate, participând cu donații de caritate în valoare de mii și mii de dolari. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!